Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre în această seară cu totul special, în acest an cu totul special. Dumneavoastră, nu știu la ce vă gândiți, dar eu mă gândesc la cei 30 de ani de la înființarea Centrului de Cultură George Apostu, pe care ani îi sărbătorim în acest an cu totul special. Sigur, puteți să mergeți cu gândul mai departe, nu este interzis. Vă mulțumesc tuturor că ați venit într-un număr atât de mare la această întâlnire din această seară. Provocările noastre colocviale continuă, este un program care se desfășoară în cadrul spectacolului cărții, un program mai amplu pe care Centrul de Cultură George Apostu l-a așezat în de foarte mulți ani în urmă, în diferite forme de relație cu publicul, fie aici, în această sală, fie în sala de marmură, sau fie la Teatrul Municipal Bacovia, sau în alte zone ale județului, intrare orașe și nu numai al județului. Este un proiect care, de fapt, vrea să demonstreze că nimic nu este pierdut atunci când cuvântul are forța de a nu distruge, are forța de a construi, de a reconstrui și înăuntru și în afara noastră. Întâmplarea din această seară are și un partener elegant, frumos, o comunitate de oameni puternici, care se regăsesc atât de frumos în toată cetatea Bacăului și nu numai, Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, condusă de prietenul nostru aici, de față, Valea Gop. Spectacolul din această seară va avea trei părți. Prima parte este dedicată unei dizertații pe tema despre uitare, răzbunare, iertare, susținută de invitatul nostru special din această seară, domnul Varujan Vosganian. A doua parte este un spectacol, lectură de muzică, de cuvânt rostit și dincolo de ele, de ceea ce unii cred că este poezia, în gânduri pe care vi le va propune în această seară, aici, împreună, profesorul dr. Gheorghe Iorga. Cea de-a treia parte a serii va fi dedicată, așa cum deja unii dintre dumneavoastră cunosc, întrebărilor și răspunsurilor. Pentru că mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca un astfel de proiect să însemne mai mult această parte a întâlnirii în care întrebările să-și găsească răspunsuri aici, în această sală, și să poată vibra mai departe, în afara sălii, pentru toți cei care vor regreta că nu au fost cu noi în această seară. Așadar, doamnelor și domnilor, despre uitare, răzbunare, iertare, Varujan Vosganian. Mulțumesc foarte mult și pentru că ați vorbit de spectacolul cărții, aș vrea la început să spun câteva cuvinte despre carte. Tot spune că viitorul nu va aparține cărților, că oamenii nu mai citesc, ei folosesc alte mijloace de comunicare, dar eu cred că dacă e să definim în vreun fel condiția umană, orice definiție începe cu cartea și se termină cu cartea. În istorie se vorbește mai ales despre învingători, despre împărați, despre regi, despre conducători de oști, despre cetăți inexpugnabile. Uitați-vă însă
că toate imperiile s-au destrămat, toate armatele s-au risipit și zidurile tuturor cetăților s-au prăvălit. Ce ne-a rămas însă? Ne-au rămas tăblițele de la Ninive, papirusurile egiptene, sururile de la Marea Moartă, incunabulele Evului de Mijloc, cărțile din teascurile lui Gutenberg și e-book-urile de astăzi. Așadar, s-a dovedit că memoria frunzei e mult mai puternică decât memoria fierului sau oțelului. Și că dacă vrei să pui cu adevărat o temelie care să dureze, acea temelie este cartea și nimic altceva. Desigur că ceea ce vorbim astăzi despre carte a existat întotdeauna. Adesea, autoritățile au încercat să distrugă cărțile. Ar fi interesant să parcurgem o listă a tuturor cărților interzise. Este un excurs foarte interesant. O să găsiți acolo Divina Comedie a lui Dante Alighieri, Decameronul lui Boccaccio, Povestirile din Canterbury a lui Geoffrey Chaucer, Coliba unchiului Tom a lui Harriet Beecher Stowe, Amantul doamnei Chatterley. O să găsiți apoi Fahrenheit 451 a lui Bradbury, 1984 a lui Orwell, Dr. Jivago a lui Pasternak. Atâtea și atâtea cărți. E drept că numai cărțile au fost distruse. Au fost arse, au fost interzise. Și cu toate astea, ele au rămas. Ele au rămas și autoritățile au pierit. Oare mai știe cineva astăzi cine erau ghelfii și ghibelinii care l-au izgonit și care se certau între ei, care l-au izgonit Dante Alighieri din Florența? Mai știe cineva numele principelui nebun care și-a ruinat regatul făcând teatrul lui Bayreuth, din Bayreuth, al lui Richard Wagner? Cultura are puterea extraordinară de a rezista și oricât ar distruge cărțile, autoritățile nu le vor învinge niciodată. Pentru că oamenii au scris deja mai mult decât pot uita. Și cred eu că dacă vreodată omenirea va pieri de pe pământul ăsta, după ultimul om va mai exista încă o ultimă carte. De aceea, când vorbim despre cărți, vorbim despre însăși existența umană. Câtă vreme va exista vor exista și cărți. Câtă vreme vor exista întrebări la care nu s-a răspuns încă, va exista o carte care va fi deschisă. Forța culturii, forța poeziei este extraordinară și depășește orice altă fascinație. Dacă Biblia a exercitat asupra omenirii o asemenea forță, nu se datorează în primul rând faptului că ea este izvor de credință, ci mai ales faptului că ea este izvor de poezie. Ceea ce face ca Biblia să aibă această putere emoțională este forța sa poetică. Este primul mare poem în proză al omenirii. Cartea lui Iov este primul poem liric din istoria lumii. Este povestea la persoana întâi a unei suferințe de neînchipuit. Ecleziastul pune întrebări pe care omenirea le-a repetat într-una de atunci și n-a găsit la toate răspunsul. În a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel este o descriere, o definire a iubirii necondiționate pe care n-a egalat-o nicio operă de artă de atunci și până acum.
Dacă există o șansă pentru oameni să se regăsească în aceeași ideogramă, aceea este cultura. Știți că chinezii au avut un imperiu nesfârșit și foarte diferit, de la uigurii mongoli până la Mările Galbene. Și neștiind ei cum să-și țină imperiul la oaltă, au reușit să găsească soluția. Au spus, ce avem noi toți oameni în comun? Noi toți când privim o pasăre, vedem pasăre. Și atunci au creat o ideogramă în formă de pasăre. Și sistemul de ideograme a ținut Imperiul Chinez unit. Dacă noi vreodată vom avea șansa unui sistem de ideograme care să țină pe oameni uniți, acela va fi cultural. Pentru că cultura este singura care învinge fără să lase în urmă învinși. Este singura care cucerește fără să umilească. Așadar, când vorbim despre carte, este, după opinia mea, cel mai elocvent elogiu adus condiției umane. Nu mai vorbim de faptul că, spre deosebire de istorie care vorbește despre învingători, cartea vorbește despre învinși. Ce ușor e să învingi când ai forța de partea ta. Ce greu este însă să rămâi tu însuți când ești slab și când n-ai decât convingerile tale. În istorie, moartea are multe zerouri. Moartea nu emoționează. În Holocaust au murit 6 milioane de oameni, un 6 urmat de 6 zerouri. Dacă însă mergi la Yad Vashem, la memorialul Holocaustului, acolo este o cămăruță care are un cer pe care jocurile de lumini imaginează stele. Și o voce, așa ca o psaltire neadormită, repetă la nesfârșit numele copiilor uciși în Holocaust. Când auzi numele copiilor, abia atunci înțelegi adevărata dimensiunea tragediei. Mare diferență dintre cultură și istorie este că în cultură se dă nume suferinței. În cultură, moartea nu are zerouri. Fiecare moare pentru sine, fiecare suferă pentru sine și de aceea cultura este mai convingătoare pentru că acolo, având nume, privește în ochi pe cel care suferă, pe cel care moare. De aceea, toate cărțile de istorie ale lumii nu fac atât cât face Kvovadis Domine lui Sinchevici pentru a ne vorbi despre suferințele creștinilor din primul secol. Dacă ar fi să vă fac o istorie a economiei politice fără să folosesk nici pe Kennan, nici pe Smith, nici pe Ricardo, nici pe Marx, nici pe John Stuart Mill, nici pe alții, ar fi suficient să iau cărțile lui Balzac despre ascensiunea burgheziei, cărțile lui Zola despre lupta de clasă, al lui Anatole France și Roger Martin Dugard despre decăderea burgheziei și altele, ca să vă explic ce s-a întâmplat pe lumea asta. Nu există nimic care să fie petrecut pe această planetă care să nu se regăsească în cultură. De aceea, când vorbim despre provocările culturale, vorbim de fapt despre adevărata lupta lui Iacob cu Îngerul, care face să schimbe viața și care te ajută să treci frontiere. Și acum, trecând la această temă, pornim chiar de aici, de la frontieră. Noi, generația mea, a copiilor triști născuți după război, a fost cea mai norocoasă generație din întreaga istorie a lumii. Ce înseamnă șansa? Șansa înseamnă să treci o frontieră, pentru că orice frontieră face diferența. Noi am fost singura generație de la asirieni și babilonieni sau de la Ninive. Știți că a fost un istoric, Kramer, care a spus că istoria începe de la Ninive. Suntem singura generație care a trecut în timpul vieții sale frontiera dintre două secole, dintre două milenii și dintre două sisteme economico-sociale diferite. Așadar Dumnezeu ne-a dat o mare șansă de a înțelege. Și ne-a dat o mare șansă de a alege. Viața este o permanentă opțiune. Chiar atunci când nu ne dăm seama, chiar atunci când trebuie să cumpărăm
un produs banal. Alegem între magazinele de unde să cumpărăm, rafturile din care să cumpărăm, prețurile la care să alegem. Chiar și atunci când ne așezăm împreună la masa de seară, totul este opțiune. Există însă opțiuni care nu se exclud una pe alta, asupra cărora poți să revii. Există însă și opțiuni fundamentale. Noi, românii, de multă vreme am fost puși în permanență unui șir de opțiuni. Nu întotdeauna am fost conștienți de asta. Uneori ne-am lăsat mânați să alegem. Alte ori am avut curajul de a alege. E o mare diferență între trecut și memorie. Trecutul are o dimensiune strict temporală. Trecutul este cronologie. Trecutul are un sens ca și timpul, implacabil, irreversibil. Memoria aparține prezentului, nu trecutului. Noi românii trăim împreună cu memoria noastră în prezent. Noi românii trăim împreună cu morții noștri. Noi nu ne-am împăcat încă cu morții cei noi. Sigur, cu morții cei vechi le-am împăcat. I-am așezat în cărțile de istorie, i-am pus în icoane, i-am așezat pe statui, pe unii i-am brodat în macrameuri. Nu ne înfioară cu nimic profilul lui Burebista sau imaginea lui Decebal pe coruna lui Traian sau imaginea, deși e dramatică în felul ei, a răsculaților de la Bobâlna din vremea lui Doja sau din vremea lui Horia Cloșca și Crișan. Însă, atunci când îi vedem, nici măcar nu observăm că sunt acolo, observăm că nu sunt acolo. Poate că dacă n-ar fi o statuie a lui Ștefan cel Mare la Suceava, ne-am mirat că nu este, dacă este, aproape că nu observăm. Pentru că deja i-am asimilat. Ne-am împăcat cu ei. Ei nu ne întreabă nimic. Ei pur și simplu privesc cu îngăduință cum trecem. În schimb, morții cei noi, nu ne-am împăcat cu ei. Morții cei noi sunt aceia care au murit în locul nostru pentru ca noi să trăim în locul lor. Și aici intervine uriașa diferență dintre trecut și memorie. Trecutul e la locul lui undeva îndărât, memoria este vie. Memoria se naște cu fiecare copil. Memoria este un mod de a valoriza trecutul. Memoria constituie sistemul de valori al unei națiuni. Dacă ai să întrebi doi evrei despre Holocaust, îți vor vorbi la fel. Dacă ai să întrebi doi armeni despre genocid, vor avea aceleași amintiri. Dacă ai să întrebi doi români despre comunism, s-ar putea să fii surprins. S-ar putea să găsești două răspunsuri diferite. Ceea ce înseamnă în mod tulburător că spre deosebire de Holocaust și genocid, care au fost traume comune pentru popoarele care au trecut purgatoriul lor, comunismul nu este o traumă comună pentru poporul român. Nefiind o traumă comună pentru poporul român, nu am găsit nici leacul. Nu am reușit să ne lecuim. Odată, la Berlin, prezentam traducerea unei cărți de nuvele în care era vorba despre perioada asta și cineva din sală mi-a reproșat că noi românii ne despovărăm greu de comunism. Demantelăm greu structurile comuniste. Și eu am spus, beata, n-ai dreptul să ne judeci. Beata, ești german. Neata, te-ai denazificat pentru că niște armate de ocupație ți-au dictat regulile. Dacă n-ar fi fost armatele de ocupație, denazificarea Germaniei s-ar fi făcut mult mai greu decât decomunizarea României. Ați avut tribunalele de la Nuremberg, unde au judecat americani, ruși, englezi, francezi. Cine ar fi judecat la Nuremberg dacă n-ar fi venit americanii și rușii și
franceză. Cine ar fi fost germanii care să aibă dreptul să judece? Cine ar fi fost cei care să selecteze pe cei care au dreptul să judece? Imaginează-ți că asta a fost situația noastră în România. Noi a trebuit să ne exorcizăm singuri. Noi a trebuit să găsim singuri calea. Noi a trebuit să ne găsim singuri judecătorii care să judece. Și nu i-am găsit. Noi, poporul român, de atunci și până acum, încercăm în permanență să alegem între uitare, răzbunare și iertare. Te întâlnești la tot pasul cu răstălmăcirea ale fenomenului Pitești, cu tot felul de interpretări ciudate ale Revoluției Române, cu tot felul de necunoscute legate de mineriade, de ce s-a întâmplat la Târgu Mureș. Nu mai vorbesc de evenimente care s-au petrecut foarte recent. Piețe în care s-au adunat sute de oameni s-au risipit fără să lase nimic în locul lor. Și toate astea vin din faptul că noi, poporul român, nu ne-am vindecat traumele. Și nu de azi de ieri, ci în toată istoria noastră recentă pe care o socotesc după al doilea război mondial. Uitarea. Unii spun că este cea mai bună soluție. Lasă lucrurile așa cum sunt, lasă-le. Uitarea însă înseamnă indiferență. Uitarea înseamnă să nu înțelegi. Ceea ce uiți se răzbună întotdeauna. Ceea ce uiți nu moare și nici nu știi când se reîntoarce. Ni s-a întâmplat de multe ori în istoria românilor să ne confruntăm cu situații, lucruri, lozinci, fanatisme pe care le uitam de mult uitate și care s-au reîntors. După părerea mea, uitarea este o iluzie. Răzbunarea este cea mai periculoasă dintre toate. Ce spune răzbunarea? Tu ai vărsat sângele alor mei, eu mă voi răzbuna vărsând sângele alor tăi. Dar cât sânge de alor tăi trebuie să vărs ca să răzbun sângele alor mei? Eu vă spun că nu există o aritmetică a sângelui. Nu există o ecuație care să pună față în față sângele nostru cu sângele vostru. Că nu există nicio soluție inventată de Dumnezeu prin care să lecuiești o suferință deschizând o alta. Răzbunarea niciodată nu alină suferințele, ci multiplică suferințele. Mai mult decât atât, răzbunarea este ca un fel de scara lui Iacob, dar pe marginile treptelor nu stau îngeri, ci demoni. Fiecare treaptă pe care calci cere o altă. Fiecare răzbunare pe care o faci cere altă răzbunare. Răzbunarea este fără sfârșit. De aceea, dintre toate, probabil că răzbunarea este cea mai greșită cale. Și încă ceva. Încercând să ignori dreptul la suferința al celuilalt, comiți o mare eroare, pentru că lacrimile din ochiul tău nu trebuie niciodată să te împiedice să vezi lacrimile din ochiul celuilalt. Iertarea. Iertarea este cea mai responsabilă dintre toate. Spre deosebire de uitare, care n-ar nevoie de nicio explicație, pur și simplu a uitat. Unii chiar se lovesc cu palma peste frunte, vai, am uitat, fierul în priză. Spre deosebire de uitare, iertarea trebuie explicată. Trebuie să știi de ce ierți. Pentru că spre deosebire de uitare și răzbunare, iertarea are o mare responsabilitate. Când ierți,
trebuie să știi că lucrurile nu se mai petrec a doua oară. Altminteri nu e iertare. E un fel de uitare mascată. Evreii, și nu toți, i-au iertat pe germani, însă, pentru că Willy Brandt s-a dus și a îngenunchiat în fața ghetoului din Varșovia și și-a cerut iertare. Așadar, ca să ierți, ai nevoie de cineva care să-și asume. Nu poți ierta decât cel care a făcut lucrurile alea, sau legatarul lui genetic sau etnic, își asumă faptele acelea. Ceea ce înseamnă că, spre deosebire de uitare, care este un monolog, iertarea este dialog. Ai nevoie de un interlocutor. În iertare trebuie cineva să ierte și cineva să fie iertat. Dacă ierți fără să fie cineva care să fie iertat, aceea nu e iertare, ci este uitare. Și după opinia mea, una dintre cele mai mărețe gesturi de demnitate umană este să fii capabil să ierți ceea ce pare de neiertat. Dacă reușești să treci într-atât, peste propria suferință, gândindu-te că gestul tău va evita ca pe viitor astfel de suferințe să mai petreacă, atunci înseamnă că tu cel vei fi mântuit. Întorcându-ne la noi, la români, și privind această paradigmă, această, cum să-i spun, trilemă, noi am avut o combinație ciudată de răzbunare și de uitare și foarte rar am avut puterea sufletească de a ierta. Pot să vă dau câteva exemple. Am privit odată un filmuleț de un minut la BBC care arăta înmormântarea lui Jan Palach, studentul care în ianuarie 1969 și-a dat foc la Praga pentru a protesta împotriva ocupației țării sale, Cehoslovacia, de către trupele Armatei Roșii. Și filmulețul nu făcea decât să arate pelerinajul cehilor și slovacilor în fața catafalcului acelui student. Peste un milion de cehi și slovaci au participat la acele funerare. Un milion. Acum ne mutăm în primăvara lui 1989. În primăvara lui 1989, Liviu Babeș a dat foc pe pârtia de la Poiana Brașov, protestând împotriva abuzurilor sistemului comunist. Nimeni n-a știut nimic. Mergeți astăzi pe stradă și întrebați de Liviu Babeș. Întrebați pe tineri de Liviu Babeș. Există o troică la Poiana Brașov care amintește de numele lui, la care niciun schior nu se oprește să se reculeagă. În timp ce Jan Palach are un monument în centrul Pragăi, există chiar și un asteroid cu numele lui Jan Palach, astfel încât dacă vreodată planeta nu va mai fi, Jan Palach să continue să trăiască acolo în ceruri. Călin Nemeș, care a murit de două ori, a murit odată în 1989 când l-au crezut mort și l-au dus la morgă, și a doua în 1993 când s-a sinucis, lăsând câteva cuvinte care ar trebui puse ca moto în cărțile de istorie. Călin Nemeș este un necunoscut astăzi. Am scris o carte, se numește Copiii războiului și am avut și plăcerea să o prezint aici, în care, printre alte personaje, este și Elisabeta Rizea, dintr-o sat, Nucșoara, din Vâlcea. Doamna care mi-a făcut lectura de carte mi-a spus: domnul Bosgărean, după opinia mea, ați idealizat acest personaj. Și am întrebat, de ce? Pentru că nu știți cât au suferit sătirii din Nucșoara din cauza ei. Cât i-au chemat la securitate și i-au chinuit să dea știri despre ea. Cu alte cuvinte, martirii sunt vinovați
pentru că amintirea lor continuă să trăiască. Elisabeta Rizia n-a fost martiră atunci, dar toate încercările noastre pe lângă Consiliul Local al Municipiului București să punem o statuie a Elisabetei Rizia în fața casei presei, nu au avut niciun rezultat. Zilele trecute a fost un comentariu irreverențios cu privire la studenții care au fost traumatizați la Pitești, în închisoare. Eu am cunoscut la Pașcani pe un medic care a fost acolo, student, și care după aceea a făcut psihiatria și care și-a dedicat viața studierii traumelor din închisoare. Și care a scris și o carte despre asta. Și mă gândeam că, iată, după atâția ani, numele acestor tineri, în loc să fie pentru generația tânără de azi un model de martiriu ca cei 40 de mucenici, este înnecat în tot felul de ocări. Eu zic așa, dacă nu reușim să ne împăcăm cu morții cei noi, nu vom reuși să construim nimic de aici înainte. Memoria, cum vă spuneam, este însoțitor nostru. Fără memorie nu putem avea viitor. E ușor să ne răzbunăm. Dar asta nici nu știți cât ne-a costat. Vă aduceți aminte în 1990 cât de mulți strigau ce ai făcut în ultimii 5 ani? Din păcate, n-ați auzit nicio voce care să spună ce o să facem în următorii 5 ani. Pe vremea aia ne preocupa mai mult să ne răzbunăm decât să construim. Noi am intrat pe poarta cea mare a libertății cu spatele. Noi, în loc să încercăm să descălcim, să limpezim viitorul, încercăm să descălcim trecutul. Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Nu, dragii mei, ce o să facem în viitor? Că dacă noi facem ce trebuie în următorii 5 ani, va deveni foarte limpede ce au făcut ei în ultimii 5 ani. Din păcate, noi am ratat momentul 1990, pentru că n-am luat medicamente la timp, boala s-a cronicizat. Nu e vina noastră. Și cu asta am să închei, pentru că am un timp limită și după aceea, dacă vreți, putem continua la întrebări și răspunsuri. De ce am ratat momentul 1990? N-a fost vina noastră. L-am ratat în primul rând pentru că revoluția asta a venit pe neașteptate. Ea a venit atunci când românii se obișnuiseră cel mai bine cu comunismul. Anii aia au fost ani în care știam de la ce trebuie să cumpărăm carne, când vine brânza la alimentară, de unde trebuie să cumpărăm NES-ul pentru dentist și de unde trebuie să mergem să vedem filme cu Chuck Norris și cu Richard Chamberlain. În al doilea rând, noi n-am avut nicio structură de luptă împotriva comunismului. La noi protestele au fost sporadice, e drept unele eroice, unele în zona martiriului, dar nimeni n-a organizat nimic. Încă ceva, dragii mei, hai să o recunoaștem acum că nu ne mai costă nimic, până și crima se prescrie în 25 de ani. Noi suntem deja la 30 de ani și nu mai căutăm acum vinovați. Dragii mei, noi n-am încercat să luptăm împotriva sistemului. Noi am încercat să ocolim sistemul. Noi n-am încercat să-i schimbăm legile, ci să le ocolim. Soluția noastră nu era aceea de a face lucrurile altfel, ci a face ca noi să le putem ocoli. Noi căutam soluții individuale. Și încă ceva tulburător acum, de la înălțimea acestor ani, când fac predica mea de pe munte, îmi dau seama de un lucru absolut traumatizant. În timpul comunismului, niciun român n-a imaginat postcomunismul. Noi am fost crescuți cu sentimentul că va fi comunismul veșnic. Nu o să găsiți nici la Noica, nici la Stăniloae, nici la Steinhardt, nici la marii noștri poeți, nici măcar la Marin Sorescu, care era dispus să ia în bășcălie orice. Nu o să găsiți la niciunul
Nici măcar la Monica Lovinescu și la Virgilie Runca, care ne vorbeau de la Paris. Nu o să găsiți la niciunul. Măcar o întrezărire a postcomunismului. Acest concept, postcomunismul românesc. Ce se va întâmpla după căderea comunismului? Nimic, pentru că comunismul e veșnic. Noi am fost crescuți cu sentimentul că nimic nu se va mai schimba și atunci noi n-am fost educați să fim liberi. Nimeni nu ne-a educat să fim liberi. Am privit la maturitate marea cu toată nemărginirea ei, dar fără să știm să notăm. Când am fost la Versoa și m-am întâlnit cu regele Mihai în aprilie 1990, mi-a spus un lucru care mi-a dat foarte mult de gândit. Mi-a spus, uite, eu a trebuit să plec. M-am trezit în 1948 într-o lume străină în care nu știam ce să fac. Pentru că eu am fost educat să fiu rege. Și pentru că a fost educat să fie rege și nu mai avea regat, el privea descumpănit lumea din jurul lui. Care este regatul pentru care noi am fost educați să fim regi? Care e regatul al libertății în care noi am fost educați să avem blazonul de a fi liberi? Și închei spunându-vă așa, din păcate, pentru că noi n-am fost educați să fim liberi și n-am fost pregătiți pentru o zi în care nu mai facem transfer de responsabilitate și în care lumea trebuie să înceapă cu adevărat cu noi și schimbarea trebuie să înceapă cu adevărat în noi, am început să înfulecăm pe nemestecate libertatea și am început să omitem să ne educăm copiii pentru a fi liberi. Și vă previn că noua generație care n-a cunoscut comunismul este mult mai vulnerabilă la fanatismele, la obsesiile, la egalitarismele, la globalismele comunismului decât suntem noi. Și avem această mare răspundere să reparăm culpa istorică în care am trăit și să educăm pe copiii noștri în spiritul libertății. Și după părerea mea, nu poți să educi copiii fără să le inoculești și sentimentul patriotic, care nu poate să dureze doar că durează un meci de fotbal. Și sentimentul patriotic nu e atât legat de teritoriu, cât e legat de cultură. Și atunci ne reîntoarcem de unde am început și să spunem că șansa noastră și pentru reformarea clasei politice și pentru spiritul antreprenorial și pentru etica economiei de piață și pentru o justiție care să respecte valoarea umană, toate astea capătă o puternică dimensiune culturală, pe care dacă suntem îndeajuns de modești și de smeriți, putem să o găsim deschizând o carte. Mulțumesc!
în țara mea, păsările zboară cu capul în jos. De 3 generații nu a mai fost război. Fiii nu mor înaintea părinților și soldații merg la serviciu ca funcționare la bancă. Își așteaptă pensia care va veni negreșit. Ca toate cele de în vreme de pace. O pace nouă. Cu răni care nu sângerează. Timpul curge de andoasele, de la vale la deal, ca apa Iordanului de bobotează. Iar Noul Testament se scrie înaintea Vechiului Testament. Am fost fericit împotriva voinței mele. Nu știu ce să fac cu voința mea de a fi fericit. În țara mea, de 3 generații, nu a mai fost război. Și totuși, se deschide pe cetea a 7-a. Cât despre secolul care a trecut, așa cum se spune prin părțile noastre, numai de bine. Unii care l-au cunoscut zic că era un nebun. Ei sunt cei care l-au iubit, căci nebuni. Unii care spun că a fost mai degrabă trist, îmbătrânit înainte de vreme, tot căutând pe cei care trebuie să ierte, se poate ca aceștia să-l fi cunoscut mai bine. Un secol al revoluțiilor de tot felul, deși în alte vremuri o revoluție pe secol ar fi fost prea destul. Noi revoluții care ispășesc vina vechilor revoluții, fără ca vreuna din ele să ceară iertare răsculaților din Vandee. Un secol al grabei. N-avem tradiții despre groapa comună, cum se sapă pământul, cum se așează morții. Dacă mai jos bărbații, la mijloc femeile și mai deasupra copiii, cum sunt ei gătiți, ce rugăciuni spune popa și despre ce odihnă vorbește el pentru tărâmul celălalt. Cum socotești căpătăiul? Ce fel de cruce se pune? Câte brațe s-ar cuveni să aibă crucea aceea și ce anume trebuie să scrie pe ea? Nu avem tradiții despre alcătuirea gropii comune, căci nu există o tradiție a grabei. Un secol în care cuvântul a fost marele ucigaș. Cât sânge a curs, tot atâta cerneală, iar numele victimelor a fost de folos pentru a-i proslăvi pe călăi. Un secol al desrădăcinărilor, bunicii mei și alții cu același nume, au aflat
cât de greu e să fii îngropat în pământul în care te-ai născut. Un secol care nu a tăiat vițelul cel gras pentru fiii rătăcitori. Un secol al singurătăților, frica! Cel mai neîmblânzit temnicer. Un secol al singurătăților care vorbește la telefon. Fiecare cu naufragiul lui, fiecare cu insula lui, care nu se găsește pe nici. Ai milă de noi! Am învățat să facem dragoste fără să facem copii. Facem copii fără să facem dragoste. Iubire în loc de război, dar iubirea mondială nu am avut. În care vânătorii din Altamira au început din nou să picteze, miezul pietrei a acoperit învelișul, tangoul a biruit, rocul a biruit tangoul, apoi a venit iarăși misterul dionisiace, un secol al neliniștilor, mereu ceva ne surprinde. Lucă dansează pe din parcă sunt ca o floare de vișin pe care o numai de bine așadar despre secolul,
Dragii mei, vreau să salut întâi inițiativa lui Joe Popa, care mă ține acum de mână, și a Centrului de Cultură. Nu vreau să vorbesc puțin, de fapt. Pentru lansarea acestor provocări colocviale și remarc, cel puțin până acum, că aceste au fost compatibile cu oamenii care le-au ținut. Cine putea să vorbească mai frumos și mai convingător decât Constantin Călin despre răbdare? Sau astăzi, cine putea să vorbească mai autentic despre uitare, răzbunare și iertare decât Varojan Vosganian, care ne-a făcut onoarea să-și lanseze în această seară de 21 februarie o carte la Bacău. De altfel, aș putea spune că deja volumul, ei spun că mă cheamă Varojan, a fost deja lansat. Eu nu fac decât să coordonez, să conduc, nu știu cum să-i spun, această lansare, nu numai la apă. Varojan Vosganian a scris doar 5 volume de versuri în 25 de ani. Cum ar suna asta? Șamanul albastru, în 1994, Ochiul cel alb al reginei, 2001, Iisus cu 1000 de brațe, 2005, Cartea poemelor mele nescrise, de mare succes, 2015, și desigur, îi spun ediții grafice excepționale, așa cum editura neobișnuită. Statul în 1994 și Jocul celor 100 de frunze și alte povestiri în 2013 și două romane, Cartea 7, trei ediții până acum, 2009-2016. Cartea șoaptelor, numit cu mare inspirație un veac de singurătate al Estului, a intrat destul de repede în conștiința publică și l-a apropiat, după cum știm, de premiul Nobel pe Varojan Vosganian. După cum se poate lezne, observam poezie ca și în Varojan Vosganian s-a grăbit încet, așa cum fac mari poeți ai lumii, pentru care creația nu e un hobby printre atâtea altele sau o manieră socială de a-ți promova eu-ul printr-o însăilare de cuvinte care, până la urmă, cătuiesc o carte, ci o proiecție a imaginarului pe termen lung, prin care fiecare volum intră într-o originală rețea de sensuri și lumi, intrând în comunicare și generând o ordine ideală despre care pe care, într-o succesiune studiată, celelalte volume o modifică. Vor crea o valoare adăugată istoriei literare. Acum simt nevoia să fac o paranteză, bănuiesc în sală sunt mulți. Unde nu un cititor activ și exigent al poeziei românești și al poeziei în limba lor, pe alții într-o
să traduc din marea poezie persană, clasică și pe mari poeți ai lumii, fie prin grele critice, fie pe cont propriu, la firul ierbii, cum se spune. Fără a-și pierde originalitatea, toți, sau aproape toți, dau impresia prin propriile texte că știu, ori chiar dau certitudinea că știu unii de alții, că știu ce scriu ceilalți, că se inserează într-o anumită ordine poetică pe care o cunosc. Ordinea temelor mari, spiritul expresiei poetice și universal. Astăzi, mai mult ca oricând, dacă luăm în în poezia lumii și dacă îți respecti hainele trebuie să te naști paradoxal, universal. Să iei pulsul la ceea ce se scrie în spațiile culturale arhetipale ale lumii, să te împărtășești din experiențe poetice cu mare iradiere, cu mare influență, să cunoști cu câteva excepții, între care și Varujan Ganian, departe de aceste condiții, în ciuda faptului că e atât de lăudată. Un soi de autism, între ghilimele, poetic, contextual, s-a instalat în spațiul liric românesc, mai ales după anul 2000, dublat de mari orgolii ale creatorilor, care se cred mai toți geniali. La toate acestea putem adăuga lipsa de cultură poetică a celor mai mulți dintre ei, derizoriul lingvistic în care scriu textele și, de multe ori, din păcate, greșeli de exprimare în limba română. Am făcut această paranteză oarecum simptomatică în lumea atât de înșelătoare a poeziei noastre, pentru a înțelege poate mai bine contextul în care trebuie citită poezia lui Varujan Vosganian, mai cu seamă ultimele două volume, cartea Poemelor mele nescrise, de acum 5 ani, și cel pe care îl lansăm astăzi seară la Bacău, îi spun că mă cheamă Varujan. Volume care se revendică de la rădăcinile nu numai istorice ale marii poezii a lumii, ci de dincolo de mode și timp, cum spunea Ion Barbu. Ca o impresie generală, conferința pe care ne-a ținut-o Varujan Vosganian acum câteva minute, e un soi, dacă vreți, de prelungire a temelor subliminale pe care le generează textele din ultimul său volum. Înainte de a-mi permite să vă ofer câteva sugestii de lectură a acestei cărți, pe care o prețuiesc și pe care istoria poeziei române contemporane o va reține ca pe o miză a evoluției nodurilor și semnelor, în cuvintele lui Nichita Stănescu, lumii asumate poetic. Și în același timp o încrucișare a unui capăt de drum și a unui început de drum. Varujan Vosganian nu vine în literatură din spațiul filologic. Poetul și-a făcut un avantaj din asta, pentru că îl scutește de unele prezumții, chiar de unele prejudecăți cultural-literare, lingvistice, ce îi pot direcționa și influența poezia, oferindu-i o mare libertate privind atât ontologia poetică, dar și pur și simplu textualitatea. Varujan Vosganian e un intelectual fin, de o erudiție funcțională, un cititor avizat de literatură bună. De altfel, ați simțit asta, cred că și în timpul conferinței. De aceea, demersul lui poetic, ca să vorbim doar despre acesta, e urmat în cunoștință de cauză. Așa cum e adjectivul la Flaubert, cuvântul, într-o sintaxă minimalistă, dar dinamică, e o decizie. Foarte rar se întâmplă lucrul acesta în poezia românească. În plus,
aluziile culturale extrem de bine disimulate, generează sensuri și se închipuie ca suport metafizic pe care orice text poetic major trebuie să-l aibă. Știți că era discuția între distincția pe care a făcut-o într-o carte celebră Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, în care distingea poezia reflexivă de poezia tranzitivă. E, până și poezia tranzitivă, adică poezia imediatului, ceea ce încape într-un fel în ceea ce numim noi postmodernism, este, are elemente metafizice. Nu există poezie fără acest abia sesizabil suport metafizic. Volumul acesta, ca și celelalte, sunt organizate după niște simetrii, este organizat după niște simetrii abia sesizabile, structurate după niște corespondențe surprinzătoare. Poemele par a fi niște fragmente ce își găsesc sensul la nivelul întregului volum. Dovadă, cartea începe cu o prefață, o poezie care se intitulează Prefață. Astfel putem desluși trei procedee ce țin de poiesis, de facerea poeziei. Iradierea eu-ului, tinzând spre anonimat, o să revenim asupra acestui lucru, contaminarea stilistică și propagarea mesajelor secundare, pentru că poezia are extrem de multe mesaje. La fiecare lectură putem desluși altele. Și o ultimă impresie, ei spun că mă cheamă Varujan, pare fi un răspuns la volumul anterior. Într-un fel, ca să facem un joc de cuvinte, e cartea poemelor mele scrise. Asta dacă ținem seama de logica internă, dar și de logica diacronică a celor cinci volume de până acum. Și acum o să vă ofer câteva sugestii de lectură, așa cum le consider eu după propria lectură. Când e vorba să sugerez niște piste de lectură a acestui volum, cu titlul simptomatic, nu prea știi de unde sau cu ce să începi. Să încep cu T.C. Eliot, citez. Așa ar trebui să vorbesc dacă aș ști să vorbesc poetic. Cu Robert Frost, citez. Niciodată poetul nu trebuie să le ofere cititorilor ceva ce ei nu știu, ci ceva ce ei știu și nu au cuvinte să spună. După cum vedeți, fără să vorbească unul cu altul, Eliot și Frost s-au întâlnit chiar în poezia lui Varujan Vosganean. Cu însuși Varujan, poezia este la urmă o biografie a umanității. Un anumit ton solemn moștenit de la neamul său armenesc, neamul meu armenesc, și o suferință înnăbușită, încheiat citatul, de la neamul său românesc. Și tot Varujan Vosganean, citez, poezia se scrie la persoana întâi. Ea este o artă a sincerității, o continuă mărturisire, căci poetul nu primește nimic în schimb și nu poate fi iertat pentru darurile sale. Într-adevăr, în acest volum, organizarea interioară a eu-ului e simultană cu o formă de organizare exterioară a lumii. E evidentă o coerență a subiectului care se caută și se descoperă într-o sistematică a imprevizibilului. Nu știi, după această logică, nu ai cum să știi cum se termină poezia. De obicei, într-o secvență, cu o secvență memorabilă, așa cum ne-a arătat și Geo Popa, care iar are niște intuiții poetice excelente. Din punct de vedere tehnic, asta se înfăptuiește prin juxtapunerea secvențelor, montarea și colarea lor, prin discontinuitate aparentă, prin jocul coordonărilor și al subordonărilor frastice. Ceea ce ne oferă esențial acest volum e, dincolo de marile teme, nașterea și moartea, iubirea, melancolia, istoria,
singurătatea, relația cu divinitatea. Citez: Tu ne-ai rămas ultima speranță, Doamne. Ne rugăm ție să nu existi. E o nouă transcendență și o nouă întemeiere a umanului, ilustrând cunoscută aserțiunea lui Gheorghe Crăciun, postmodernismul lumii noastre, suferind încă de o postmodernitate incertă. Statutul de mare poezie, după modelul scriitorilor importanți, poeților importanți ai lumii, e memoria individuală sau colectivă, cu funcție soteriologică. Îmi vin în minte enigmaticele texte ale lui Paul Celan, după pronunția franțuzească, cel care a scris Cartea Șoaptelor are memorie de armean, exersată la scara istoriei, știe că poezia e în fond un limbaj al amintirii, un discurs împotriva neantului uitării, un sens ultragiat, unduind în mitice parabole. Inserțiile culturale, numele mari care apar în texte, sunt niște puncte de convergență a unor trimiteri cu tâlc, suport metafizic, așa cum spuneam, aleului multiplicat, trăind într-un univers ideificat, denotativ, sfâșiat de tentația între aceste două tentații, a lucrurilor mărunte, dar cu mare semnificație, și voluptatea spațiilor nesfârșite. Iată, Fibonacci, banda lui Möbius, Venus din Milo, Hokusai, Muntele Musa, Fernando Pessoa și heteronimii săi, excepțională această asociere, Alberto Caeiru, Ricardo Rei și Alvaro de Campos, care, citez, este una dintre marile chei ale acestui volum, l-au omorât pe Fernando Pessoa, cei trei ucigași n-au fost descoperiți niciodată, a fost crimă perfectă. Cine știe povestea acestui imens poet, unii zic că e cel mai mare al secolului al XX-lea, știu despre ce vorbesc. Ptolemeu, Modigliani, Omul Vitruvian, este chiar un titlu al unui poem, Moby Dick și Ahab, Leopold Bloom, Magellan, Hegel, Eros, Agape, Filia, apar în această combinație într-un vers, Odă în mentru antic, a mea, Vechiul și Noul Testament. Ei spun că mă cheamă Varujan, e o carte a sinelui, a căutării sinelui, disimulat în măști și voci. O carte despre nume, nu e întâmplătoare această poezie care mie îmi place foarte mult, o poveste lusitană spusă de un olandez, unde apar Fernando Pessoa și câțiva dintre heteronimii săi, cei trei mari, despre jocul identităților înșelătoare. Mi-a plăcut ce am citit în legătură cu tonul și vocea din, ei spun că mă cheamă Varujan, a Gabrielei Gheorghișor, care, scriind despre cartea poemelor mele nescrise, afirmă ca și cum s-ar referi la acest volum. Citez. Vocea și joben, ca pentru o scenă de operă, când blândă și sapiențală de înțelept străvechi, șoptindu-le neofiților strâns în jurul focului. Aici, în poezie, prefer vocea autoironică sau obosit emoționantă a însinguratului, care vorbește cu zidul, cu mama sau cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. E adevărat, limbajul esopic cu formulări memorabile, aforistice. Ați văzut, Varujan Vosganean are această ușurință de a găsi expresii memorabile chiar și în conferința aceasta aproape, să-i spun, inventată. Aici, deci, uneori aceste formulări sunt paradoxale, a răbur, așa, adică se în acel vers, două versuri succesive. Deci, o expresie, să zicem, cum ar fi versul
paginii, nu? Și cealaltă fața paginii. Cred că, din câte îmi dau eu seama, avem de a face aici cu o reminiscență a arhetipului poetic și sufletesc, evident. Sfidează achizițiile poeziei contemporane și readuce textul poetic la funcțiile lui originare, când cuvântul nemediat avea valoare magic-funcțională și era sacerdotal. Asta e foarte interesant în această poezie extrem de simplă ca expresie, dar vorba lui Nichita Stănescu. Totul e simplu, atât de simplu încât devine de neînțeles. Un soi de pact poetic cu propria creație, dar și cu cititorul, devenind un veritabil vademecum. Cititorul va descoperi cele două căi aparent contradictorii, dau măsura viziunii sale poetice. Și foarte interesantă e utilizarea prepoziției despre, care capătă valoare de avertisment și de semnificare în același timp. Cum rar se întâlnește la poeții care nu vin din zona filologiei. Citez, iată, în prefață, despre lucrurile care s-au întâmplat, dar nu se mai întorc. Încheia citatul. Citat. Și iarăși, vedeți utilizarea adverbului iarăși, care este paradoxală, despre lucrurile care s-au întâmplat și se tot întorc. Fiecare dintre aceste versuri sunt urmate de altele, anunțate de prezența enfatică a aceleași prepoziții, devenind aproape ea o poveste despre, culminând cu sintagma din ultimul vers, despre mine. Celelalte chei de lectură se află, după opinia mea, în psalm. Citez, Tu ne-ai rămas ultima speranță, Doamne, ne rugăm Ție să nu existi. Apoi, numele meu, unde există și versul care dă titlul volumului, ei spun că mă cheamă Varujan, dar dacă e așa, e spre folosul lor. Numele meu le aparține lor, nu mie. Și, citez, ei spun că mă cheamă Varujan și totuși, care e numele meu când nu mă cheamă nimeni? O poveste lusitană spusă de un olandez, despre care am mai vorbit, poemele mele nescrise, iată, reluarea titlului, ceea ce înseamnă că există o rețea, o anumită rețea de semnificații în aceste 5 volume, coperta a patra și el. L-aș ruga pe Joe să citească ultima poezie înainte de a mă face semn să mă opresc. El este ultimul text, care, paradoxal, încheie prefața și care ne spune că e vorba despre o întoarcere a poetului la condiția bizarului copist, care își transcrie poezia scrisă de alții, folosindu-se de numele său, frizând, de fapt, condiția poetului anonim la care visa Blaga. Felicitări, domnule Vosganean, și sper că viitoarele volume de poezie și de proză vor face ca istoria literară românească să se schimbe. Mulțumesc mult!
Luminează-mă, învățătorule! Ce-ar trebui să fac să fiu pe placul mulțimilor? Să fiu tâlharul a cărui mântuire o cer, ca nu cumva mântuirea mea să le scape? O să mă supun poruncilor tale. O să refuz apa în timp ce ling bulgărele de sare. O să privesc cu ploapele deschise drept spre lumină. O să pășesc pe sticlă pisată cu o draslă mea spinare, ca cioburile să muște mai adânc din talpa de sculță. Dar poate, învățătorule, nu asta e calea. Cel care suferă poate dărui mai puțin. Cum să fac să iubesc lipsit de cruzime? Cum să iubesc când nu știu dacă și celălalt mă iubește? După fiecare colț de stradă urmează alt capăt al lumii. O iarbă pe care n-au călcat-o copitele cailor, iar gloria care nu găsește odihnă e tot suferință. Știu că nu existi, învățătorule, dar mai știu că dacă am să urmez spusul povestelor tale, am să ajung învățătorul pe care îl caut. Ei? Spun că mă cheamă Varujan. Dar dacă e așa, e spre folosul lor. Numele meu le aparține lor, nu mie. Ceva din mine e mai vechi decât cartea cu coperți de argint, decât cristelnița de argint, decât pasărea cu clonți de argint din care picură unt de lemnul. Ceva din mine e mai vechi chiar decât orice bucată de argint. E mai degrabă o bucurie a argintului, o limpezime a apei. Ei spun că mă cheamă Vosganian. Și totuși, care e numele meu? Când nu mă mai cheamă nimeni. Thank you.
Cărțile au influențat istoria și au transformat pământul într-o lume scrisă. Dacă am încercat să privim puțin înspre înapoi, vom constata că anumite evenimente din istorie s-au petrecut tocmai pentru că a existat o altă carte înainte, care a fost luată de căpătâi, pentru a modifica istoria care vine. Alexandru, când pleacă în marelui expediții, ia cu el o carte. Apoi ar trebui să vedem că tot ceea ce avem sentimentul că trăim în spațiul cuvântului, de fapt prinde conturul unei existențe dorite, nu trăite. Și că de fiecare dată speranța, care are un fundal care se cheamă imaginația noastră, ne trage spre înainte. Parcă așa este să fie. Cei care au fost data trecută la întâlnirea cu domnul profesor Călin au ascultat o pledoarie despre mântuire prin cuvânt. Varujan Vosganian preia ceea ce de fapt am auzit data trecută și duce mai departe. Într-un stil cu totul special, într-o oratorie cum nu prea mai găsești în spațiul nostru românesc. Un cuvânt bine articulat, asumat, pus acolo unde și cum trebuie, în propoziție. Ei bine, sigur, trecând la cea de-a treia parte a întâlnirii noastre de astăzi și constatând că chiar ne-am instalat în partea de timp pe care ne-am propus-o, am să rog pe Varujan să ia loc pe tronul pe care l-am pregătit în această seară. Să îmi permită să îi mulțumesc în primul rând lui Liviu Mera pentru că m-a însoțit în această aventură spirituală. Mulțumesc frumos, Liviu. Să-i mulțumesc domnului profesor Gheorghe Iorga că a fost la fel de lung ca de fiecare dată, dar la fel de bine așezat în cuvânt, așa cum știe doar el să o facă, un om care aproape că vine din lumea pe care n-ar trebui să o uităm, acolo unde, de fapt, ajunge Alexandru și pe care are curajul să nu o distrugă. Ceea ce a fost foarte important pentru istoria omenirii. Gogu Iorga vine din această lume cu traducerile lui din persană, din autori fabuloși și așează în literatura română, poate la fel de bine cum romanele și poezia lui Varujan Vosganian sunt așezate în literatura română. Și asta nu face altceva decât să ne îmbogățească. Așadar, după cum știți, cunoașteți, o să trecem la cea de-a treia parte a întâlnirii noastre de astăzi și
pentru că nu am decât un singur instrument de tipul ăsta, o să umblu eu cu el prin sală, cu rugămintea însă, să puneți întrebarea și să nu faceți introducerea mai lungă decât întrebarea. Pentru că am să vă rog să vă concentrați și să-l lăsăm pe invitatul nostru special să răspundă, dacă poate, la întrebările pe care dumneavoastră i le veți adresa. În orice domeniu, cum vreți. A vorbit despre libertate. Domnul profesor Florea. După atâta poezie frumoasă cu care ne-a încântat Geo Popa și muzica și șderea, a venit domnule profesor Vosganean vremea să vă luăm și la întrebări. Vă propun un exercițiu. Eu am să evoc câteva evenimente și am să vă rog dumneavoastră să le comentați prin prisma iertării și a uitării. Am să mă refer la istorie pentru că m-au marcat niște evenimente cu totul aparte, pe mine personal, citind istoria ca fără să fiu meseriaș în domeniul istoriei. În primul război mondial, armata română era atât de prost echipată, încât la un moment dat cuiva i-a venit ideea să-i scoate din mormânt pe cei morți, să-i dezbrace ca să aibă cu ce îmbrăca pe cei vii. La care soldatul român, îmbrăcat în haină de soldat și care de fapt era țăranul român cu bunul simț de atunci și cu credință în Dumnezeu, s-a dus la comandanții lui și a spus așa: domnule comandant, dacă și noi vom muri și ne veți îngropa, avem rugămintea să nu ne dezbrăcați de tot, să ne lăsați măcar în cămașă și în izmene ca să nu ajungem goi în fața lui Dumnezeu. Cât bun simț și câtă credință în simplitatea acestor oameni. Chestiunea care eu vă adresez este să comentați prin prisma uitării, dacă să uităm acest eveniment sau dacă să iertăm pe cei care erau atunci mai mari vremii. Al doilea eveniment. Merg în al doilea război mondial ca să trec mai repede. Eu am fost marcat de faptul că armata sovietică ne-a trimis în cele mai grele locuri. Și unul dintre cele mai grele, unde au murit oameni nevinovați, mulți de tot, a fost la Oarba și la Iernut. Zice folclorul, la Oarba și la Iernut o ținut bataia mult, cădeau tații și feciorii cum se scutură bujorii. Să uităm sau să iertăm evenimentele de atunci? N-aș îndrăzni să mai evoc un eveniment de după 89, dar aș îndrăzni să evoc altceva, că ne-a plimbat atât de frumos prin cultura europeană. Dar eu vreau să rămân în cultura din hotarele țării mele. Și să vă spun că la un moment dat, despre acest popor s-a zis așa: să presupunem că ar veni o catastrofă care ar pustii această țară și n-ar mai rămâne nimeni. Mircea Eliade își pune următoarea întrebare: dacă ar veni un trecător și ar găsi o carte de-a lui Eminescu, citind această carte ar înțelege cine a fost acest popor. Vă rog să comentați și această întâmplare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Florea. Dragă Barujan, ai cam multe de povestit. Mulțumesc foarte mult. Întâi că felul în care a fost marcat centenarul bătăliei de la Mărășești a arătat că noi n-am uitat. Și faptul că la Mărășești au fost prezenți sau s-au implicat în acele festivități, inclusiv reprezentanți diplomatici ai Germaniei, arată că omenirea a avut înțelepciunea să ierte și să nu poarte dușmăniile de atunci. Dumneavoastră poate că însă mă întrebați cine a fost răspunzător din cadrul administrației pentru situația oștirii române. Nu trebuie să uităm că după capitulațiile de acum mai bine de 6 secole,
Principatele, printre altele, s-au obligat să nu aibă armată regulată. Noi nu am avut o tradiție militară. În toată perioada evului mediu și a istoriei moderne a Europei, noi practic nu am avut decât armate de conjunctură. Noi n-am avut ofițeri. Tudor Vladimirescu era ofițer, dar era ofițer în armata țaristă. Noi practic, până la 1862, când cele două principate s-au unit instituțional și s-a creat o știrea română, nu am avut decât elemente sporadice, printre care, să zicem, pompierii lui Drăgănescu, care au luptat împotriva turcilor pe dealul Spirii, sau alte asemenea forme militare. Neavând o tradiție, dumneavoastră o să spuneți, bine, dar eram deja în primul război. Stimate domn, eu după ce am depășit vârsta de 50 de ani, mi-am dat seama că 2000 de ani de perioadă, epocă creștină nu înseamnă foarte mult. Și dacă noi avem 60 de ani, 50 de ani, ce înseamnă 100 de ani pentru un popor? De aceea, de la 1862 și până la 1912, această armată nu putea să intre într-o organizare teribilă, aproape prusacă, în care se este o aprovizionare, se este specializări pe armate și așa mai departe. Ăsta este motivul pentru care, dincolo de eroismul armatei române, am înregistrat dezastru de la Turtucaia, înfrângerile de dincolo de trecătorii Carpaților și cu atât mai eroică a fost rezistența de pe linia Mărășești-Mărăști-Oituz și felul în care armata a luptat. Așadar, nu a existat o tradiție și peste asta de ce să nu o recunoaștem? Cred că a existat și ceva corupție, pentru că unul dintre capetele de acuzare împotriva lui Brătianu în anii aceia de sfârșit de război, lumea uită astăzi, dar Brătianu a trecut un adevărat calvar atunci, fiind acuzat deschis și intentându-se o cercetare penală, unul dintre motive a fost și legat de felul în care a fost armata aprovizionată. Și acum suntem în teren, nu ne aude nimeni. Dacă am face o discuție în legătură cu înzestrarea armatei astăzi, veți vedea că gustul pe care îl vom resimți va fi la fel de amar ca și atunci, și statutul Breslei militare în ochii opiniei publice și așa mai departe. Dar motivul, cred eu, acesta a fost. România nu avea o tradiție militară, nu avea o elită militară, ea s-a format în timp și, din păcate, a fost brutal înnăbușită într-o represiune lipsită de orice discernământ după al doilea război mondial, când de la Văitoianu și până la alții am avut generali, eroi de război care au murit sau au fost aruncați în închisori pe nedrept. A doua chestiune, cea legată de al doilea război, am același răspuns ca și la primul. În marile ceremonii de evocare a celui de-al doilea război mondial sunt reuniți la oaltă, reprezentați la cel mai înalt nivel ai tuturor țărilor beligerante, fie că e vorba de țări învingătoare, fie de țări învinse, să zicem că omenirea a reușit să depășească traumele celui de-al doilea război mondial, inclusiv acolo unde a fost cel mai greu, și anume la soare răsare cu Japonia. Așadar, socotim că în ce privește al doilea război mondial, rănile, marile răni au fost lecuite, sigur că au rămas cele ale micii istorii. Nu poți să nu simți un fior în inimă când vezi o troiță cu numele eroilor într-un sat și vezi că pe aceeași troiță e trecut și numele tatălui care a murit în primul război mondial și numele fiului care a murit în al doilea război mondial. Dar la nivelul cortexului umanității, să zicem că aceste traume au fost lecuite. Ați mai spus încă una și... Cu Eminescu. Vedeți dumneavoastră, eu în fiecare an la Botoșani am un mic discurs despre Mihai Eminescu în deschiderea festivalului Eminescu. Un singur lucru vreau să vă spun despre Eminescu. De ce este Eminescu poet național? Să știți că nu toate popoarele au câte un poet național. Germania are, pe Goethe, de exemplu. Dar sunt literaturi care nu au un poet național. Eminescu este poet național pentru că în toate momentele de cumpăn ale noastre există un cuvânt al lui Eminescu care să fie împreună cu noi. El a luat pe umerii lui, ca un atlant,
destinul acestui popor de la el și până azi. El ne însoțește în toate momentele grele ale noastre. El este părtaș al frământărilor noastre. El nu dorește să aibă adevărul absolut, dar el are un cuvânt de îngăduință, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de revoltă de fiecare dată când noi suntem în fața unei răscruci. El este poet național pentru că el este împreună cu această națiune în toate momentele ei importante. Întotdeauna Eminescu este lângă noi și poate n-ar fi deloc exagerat să spun că poate la toate marile festivități, la toate marile împărtășanii, să lăsăm un scaun pe care să nu se așeze nimeni și care să zicem că e cel pe care stă Mihai Eminescu împreună cu noi. Da, spune în continuare Constantin Noica, gândiți că Eminescu este în sală. Luați-l pe Eminescu de mână și mergeți cu el. Gândiți că Eminescu este în sală și că el face procesul verbal a ceea ce se întâmplă. Și făcând acest proces verbal, el dă seamă despre ceea ce suntem și cât suntem. Deci, Eminescu este o prezență vie, nu este ceva despre care să vorbim și să căutăm prin dulapuri. Nu este vorba aici de schelete, este vorba de o osatură extraordinară, de o construcție fantastică pe care se sprijină tot poporul român și toată limba română. Bun, haideți să mergem mai departe cu a doua întrebare. Alin Popa, istoric. Ai început bine, ai început cu istorici. Mulțumesc. În primul rând, felicitări pentru prelegerea dumneavoastră. O invitație, un adevărat recurs la memorie, la neuitare, la trecut. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Iertarea e singura noastră speranță, e singura soluție. Numai că pentru iertare sunt cel puțin două condiții. Adevărul și cunoașterea. Adevărul legat de perioada comunistă e unul mai greu accesibil pentru că, în primul rând, el încă mai deranjează. De aceea vreau să vă întreb cum putem ierta dacă nu știm pe cine și dacă nu știm pentru ce. Pentru ce știm? Noi, dacă iertăm, iertăm ca să lăsăm urmașilor noștri o lume mai cumpănită și mai liniștită. Iertăm ca să luăm asupra noastră păcatele și să nu le dăm mai departe. Cartea Șoaptelor a fost prezentată în sute de orașe din lume, în aproape, în peste 100 am fost chiar eu, am fost în câteva zeci de țări. Interesant este că nu vorbeam despre Cartea Șoaptelor, vorbeam despre traumele locului, pentru că, vedeți, traumele de factură asta n-au limbă maternă, traumele teribile. Și probabil că cel mai interesant dintre toate a fost în Columbia, unde președintele Santos a mulțumit public pentru Cartea Șoaptelor, spunând că această carte l-a ajutat în dialogul cu gherilele FARC, tocmai în a înțelege diferența dintre uitare și răzbunare și iertare în această discuție care presupunea ce? Depășirea unui conflict civil, un fel de război civil între gherilele marxiste și statul columbian. Dar cea mai traumatizantă discuție legată de Cartea Șoaptelor a fost în Spania, unde un jurnalist m-a întrebat, ca autor al Cărții Șoaptelor, cum văd conflictul creat de urmașii martirilor fasciști și republicani care au fost găsiți, asasinați în aceleași grup comune. Fiecare își revendica strămoșul. Urmașii republicanilor pe o parte, urmașii fasciștilor pe de altă parte. Și era o întreagă dispută. Ce să facă? Să ia unul câte unul din grupile astea și să-i dea la... sau să-i lase acolo? Și eu le-am spus...
Lăsați morții să se împace între ei. Dacă morții n-or să se împace între ei, voi nu o să vă găsiți liniștea niciodată. Lăsați-i acolo unde sunt și or să găsească o cale de împăcare. Așa că la întrebarea pentru ce asta este, trebuie să-i împăcăm pe morți între ei, ca noi cei vii să mergem mai departe și ca ei să nu ne bântuiască. Pentru că e o mare diferență între morții care sunt alături de noi în Vinerea Mare sau în Săptămâna Morților și altfel morții care nu-și găsesc odihna și care ne bântuie. Pentru asta trebuie să iertăm. Întrebarea este, a doua întrebare pe care ați spus-o, dacă putem să iertăm? Nu. Când nimeni nu-și cere iertare, e un păcat să ierți. Dacă ierți pe cel care nu-și cere iertare, e ca în bancul ăla cu treaba e pe jumătate făcută. Primul pas în iertare îl face cel care trebuie să fie iertat. Să știți că nu e ușor nici pentru ei să-l găsească pe cel care trebuie să ierte. Cum a recitat Geo din cartea asta. Să se întâlnească cel care trebuie să ierte cu cel care trebuie să fie iertat nu e deloc ușor. Noi încă nu i-am întâlnit pe cei pe care ar trebui să iertăm din vremea comunistă. Comunismul a rămas pentru noi încă o rană deschisă. N-avem nici curajul să separăm călăii de victime, n-avem nici curajul să arătăm călăii pe nume, dar n-avem nici curajul să arătăm lucrurile bune care s-au făcut în timpul comunismului. Pentru că oamenii se tem dacă vor vorbi de bine despre comunism, vor fi acuzați că sunt anacronici, că sunt naționaliști comuniști și așa mai departe. Dar puneți-vă în situația mea. Cum pot să spun eu că tot ce s-a întâmplat în comunism a fost rău? Când tatăl meu a terminat facultatea în 1950 și s-a pensionat în 1990, toată viața lui profesională a fost în timpul comunismului. Pot eu să spun că viața tatălui meu, pe care nu doar eu l-am cunoscut, sunt aici mulți oameni care l-au cunoscut și care a fost un om excepțional, n-a însemnat nimic? Dar nu avem curajul să ne asumăm comunismul așa cum a fost. Nu avem curajul de pildă să răspundem la întrebarea cine ar fi construit barajul de la Bicaz și barajul de la Vidraru și podurile de peste Dunăre dacă nu le construia comunismul. Câți ani ne-ar fi luat nouă acum să le construim dacă nu le făcea comunismul înainte? Și alte asemenea. Deci, și pe alea bune și pe alea rele. Pe alea rele, hai să ne aducem aminte. Unii zic, domnule, dar mie pe vremea comunismului mi-ajungeau banii. Sau dacă nu mi-ajungeau. Da? Pariez că ți-ar ajunge și acum. Dacă ai avea televizor alb-negru 2 ore pe zi, apă caldă de 2 ori pe săptămână, dacă ai cumpăra salam cu soia și nu șuncă de Praga, dacă ai avea o mașină pe care alimentau cu 40 de litri și n-ai merge odată la 2 săptămâni cu ea, și dacă n-ai mâncat portocale decât de Crăciun, să vezi cum ți-ar ajunge și acum. Scurta memoria răului. Așadar, noi n-am descris comunismul așa cum a fost el. Unii l-au descris numai rău, alții îl idilizează și acum. Noi nu am avut un proces al comunismului, pentru că într-un anumit fel a fost un proces al nostru. Pentru că noi toți am trăit acolo. N-am fost vinovați, dar am făcut parte din lumea asta și trebuie să ne o asumăm așa cum a fost ea. Eu v-am spus câteva lucruri astăzi, printre care faptul că noi n-am încercat să schimbăm comunismul, noi am încercat să fentăm comunismul. Marea virtute era să nu respecti legea, să ridice mâna câți nu furau curent. Câți furau curent? De exemplu. La propriu. Hai, lasă, la propriu. Vedeți, dumneavoastră, noi râdem, dar de fapt, problema este că noi nu ne asumăm trecutul așa cum a fost el. Și din cauza asta, nu avem pe cine, sigur că noi suntem îngăduitori cu noi înșine. Dar asta nu duce la niciun
rezultat. Așadar, comunismul a rămas în continuare o rană. Eu am spus într-un vers pe care l-a citit Geo, noi trăim cu răni care nu sunt deschise, dar asta nu înseamnă că ele nu există. O rană care nu-i deschisă și care te doare este mai teribilă decât o rană deschisă, pentru că rana care nu-i deschisă nu știi cum să o vindeci. E o rană care scurge prin sânge. Deci însuși sângele e rana. Sângele nostru e rana. Cum să vindeci sângele când sângele, dacă nu curge, nu mai ești? Trebuie să lăsăm morții să se împace atunci, trebuie să îi lăsăm și pe cei de la Oitus și pe cei la Dărmănești să se împace. Poate pricep ceva și cei care sunt deasupra acum, care trăiesc, poate se dumiresc și poate pricep odată pentru totdeauna că soldatul, după ce a murit, nu mai aparține nimănui. De fapt, sunt niște principii general valabile trasate de Națiunile Unite care spun exact acest lucru. Și atunci, de ce atâta ură? De ce atâta adaos de ură acolo unde ar trebui să vedem doar iertare, împăcare cu ei, dar și cu noi înșine? Pentru că ei nu mai aparțin nimănui, deși ne aparțin tot timpul. E ca în rana despre care vorbea Barujan mai adineori. Eu n-am făcut întâmplător intervenția din poezie, pentru că am vrut să vedeți cum poate ajunge în folclor o poezie. Când momentul în care ajunge în folclor, ea începe să prindă alte contururi și să fie înțeleasă cumva altfel. Există un nume mic pe care ni-l dau părinții, dar există un nume pe care ni-l dă Dumnezeu. Și de aceea, la sfârșit, mi-am permis să-i spun numele și nu prenumele în poezie. Rog să mă ierte dacă am greșit. Domnul Brăneanu. Da, sunt două întrebări simple. Ei spun că mă cheamă Varujan. Când nu mă cheamă nimeni, cine sunt? Ați aflat cine sunteți? Omul care poartă numele sau cine omul din spatele numelui? Și doi, cine uită și cine iartă? Omul din spatele numelui sau cel care poartă numele? Sau cel care a aflat cine este și care poartă numele? Vă rog. Eu am aflat cine sunt când nu mă cheamă nimeni, ca dovadă am scris cartea asta. Dacă vreți să știți cine sunt eu când nu mă cheamă nimeni, citiți cartea și o să aflați. Singurii la care e foarte simplu sunt papii, care când sunt aleși papă, îi întreabă care e numele tău și el spune câte un nume. Noi care nu suntem papi și pentru care nu trebuie să se facă diverse tururi de scrutin și fum alb pe coș, scriem cărți în care spunem cine suntem. Pentru că asta, într-adevăr, frumos a spus domnul Iorga, este o carte, este un fel de certificat de identitate, este un fel de evanghelie la persoana întâi, dacă pot să spun așa. În legătură cu mine, dacă am iertat sau dacă am uitat, eu am scris o carte care se cheamă Cartea Șoaptelor. În cartea asta, printre altele, povestesc cum a fost omorâtă familia mamei mele. Aproape toată. A scăpat numai bunicul și o soră de-a lui pe care a regăsit-o după mulți ani. Cartea asta este scrisă fără dușmanie. Așadar, eu prin această carte am arătat că sunt dispus să iert. Numai că n-am pe cine. Pentru că, spre deosebire de germani, turcii au o politică negaționistă chiar și astăzi. Așadar, în ce mă privește pe mine, eu, prin educația pe care am primit-o, prin faptul că bunicii mei m-au învățat să nu urăsc pe turci, ba chiar bunicul meu dinspre mama mi-a povestit cum a fost salvat fiind bolnav de tifos de o familie de turci. Eu am fost educat să iert. Numai că, așa cum spuneam, iertarea presupune un dialog. Și n-am cu cine să-l fac.
Mai avem o singură întrebare din public. Dacă este cineva care să vrea să o, să o pună, Daniel. Domnule Varujan, Vosgarian, eu am receptat un pic diferit poezia dumneavoastră, în sensul în care nu cred că a scris doar 5 volume de poezie. Eu pot acum, dacă vreți, din Cartea Șoaptelor să extrag prima pagină și să vă demonstrez că e un poem. Prima pagină din Cartea Șoaptelor nu este romanul propriu-zis, nu e povestea, ci e un poem. Și de aceea întrebarea mea e tot la fel de simplă. Ați putea să-mi explicați un pic mai aplicat, să zic așa, care sunt raporturile dintre poveste și poezie? Pentru că eu așa am citit această carte, ei spun că mă cheamă Varujan, ca pe o revanșă, ca pe o chiar ușoară revoltă, bineînțeles, livrescă, dar revoltă a poeziei împotriva poveștii. Care poveste? Mi s-a părut că surprinde istoria. Istoria la care, ca individ, a trebuit să vă supuneți. Asta este, fiecare dintre noi avem un neam. Vă mulțumesc! M-ați demascat. Dumneavoastră ați dat și răspunsul la întrebare. Eu nu fac deosebire între poezia pe care o scriu și proza pe care o scriu. Multe din versurile mele se regăsesc în volumele de proză și unele din volumele de proză se restrâng într-o formulă simplă, sacerdotală, cum spunea domnul Iorga, în poeziile mele. Diferența dintre proză și poezie este una de construcție. Proza se scrie la lumina zilei, poezia se scrie la lumina fulgerelor. În legătură cu ce a spus la început, m-ați demascat. Prima pagină din Cartea Șoaptelor este scrierea în proză a 2 sau 3 poezii din volumul Iisus cu 1000 de brațe. Eu sunt mai ales ceea ce n-am putut împlini, fiecare, nu sunt născut pe de-a întregul, sunt 2 poezii care sunt scrise una după alta. Deci ați sesizat foarte bine. Prima poezie din Cartea Șoaptelor este o poemă în proză, să zic așa. Sunt chiar poezii pe care le-am scris și nu e singurul loc în care am luat poeziile mele și le-am scris rând cu rând și au făcut parte din proză. Îmi aduc aminte de o întâmplare de la Sighet. La Sighet m-a luat primarul și m-a dus la cimitir din oraș și mi-a spus, uite aici, istoria orașului nostru armenesc. Și în panourile cimitirului erau încastrate din 2 în 2 panouri cât o piatră de mormânt din secolul XVII ale unor armeni. Așa este și cu poezia și cu proza. Înțelegeți? Ele trebuie să meargă împreună. Cu o proză fără poezie searbădă și o poezie fără proză nu transmite nimic. Cu alte cuvinte, ce leagă poezia și proza? Povestea. Dacă după un om nu rămâne o poveste, omul acela a trăit degeaba. Și știți unde se spune cel mai frumos povestea unui om? În locul în care el s-a născut. Cel mai bine, dacă viața ta a meritat trăită, o să afli dacă mergi în locul unde te-ai născut. Unde te întâlnești cu oamenii care te-au cunoscut în copilăria ta, cu învățătorii și profesorii care ți-au fost îndrumători când erai copil, ei știu cel mai bine dacă viața ta a meritat trăită. Mulțumesc! Stai, că n-ai... Nu ai scăpat, pentru că acum intru eu puțin, după aceea o să vă invit să cumpărați cărțile pentru a lua autografe, este un moment bun pentru așa ceva. Eu am să pun o întrebare directă și cât se poate de prozaică. Prima, un răspuns, cu un răspuns. Ce mai face omul politic Varujan Vosgarian? Eu în locul vostru n-aș râde la întrebarea asta. Pentru că întrebarea asta, omul politic Varujan Vosgarian face exact ce a făcut acum 30 de ani. Acum 30 de ani eu am intrat în politică pentru că pe vremea aceea noi credeam că politica este un act de cultură și că trebuie să
întemeiem o lume nouă. Mai toți oamenii importanți de cultură din România au intrat în politică. Eram împreună cu Ștefan Augustin Doinaș, cu Alecu Paleologu, cu academicianul Caius Iacu, cu Piru, cu Nicolae Manolescu, cu Laurențiu Ulici, cu domnul Coșgheza, cu Ion Rațiu, cu Ovidiu Genaru, dar cu câți alții? Era o plăcere să faci politică atunci. Noi atunci așa am crezut. Pentru că în istoria României politicul s-a născut din cultură. Dacă te duci într-un liceu și te uiți în laboratorul de istorie și în laboratorul de literatură, ai să vezi că sunt aproape aceleași figuri. O să găsești pe Goga, pe Iorga, pe Titu Maiorescu, pe Tache Ionescu, pe Mircea Eliade, pe Lucian Blaga, dar câți alții? Câți alții? Pe Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care a fost și ministru al transporturilor și primar al capitalei, pe Duiliu Zamfirescu, care a fost președintele adunării deputaților și atâția și atâția alții. Nu mai vorbesc de alți cărturari, de la Xenopol și Spiru Haret până la Gheorghe Brătianu, Alexandrii. Mergeți la Ministerul de Externe și consultați Muzeul Documentelor Diplomaților Scriitori, de la Ghica și Alexandrii până la Blaga și Eliade. Când politicul s-a îndepărtat de cultură, a fost disprețuitor față de cultură, ba chiar a încercat să folosească cultura ca un instrument politic, noi n-am mai făcut politică mare. Și poporul român s-a îndepărtat de propriul destin. În 1990 a fost un moment astral în care am încercat să reintrăm în albia propriului destin. Din păcate, atunci am eșuat. Poate că a fost și vina oamenilor de cultură, dar a fost un moment în care am eșuat. Eu nu mi-am pierdut speranța și de asta încă mai sunt în politică. Eu încă mai cred că recuperarea politicului se face prin cultură. Cultură însemnând cultură în sens larg, nu doar cultură la scris, pentru că, în general, scriitorii, creatori, nu sunt întotdeauna și mari oameni politici. Dar eu cred că un om de cultură în politică e cel la care înălțimea cărților pe care le-a citit e mai mare decât înălțimea scaunului pe care stă. Cam asta. Pentru că există și momente de fraternitate culturală, oda care a existat tot timpul astea. Ce bine am trăit. O să-i mai pun o întrebare. Ce mai citiți, domnule Varujan Ozganian? Acum citesc o carte de Stephen King. O carte care încă n-a ajuns să fie horror, dar până acum am făcut o cură de literatură română contemporană. Și sunt foarte încrezător în viitorul literaturii române, dar acum, momentan, citesc o carte de Stephen King care se numește Străinul. Îmi place mult Stephen King, nu e doar horror. Nu știu dacă v-am dezamăgit cu asta. Și mai citesc, dar asta printre rânduri, cartea despre imaginile răului al Umberto Eco. Imaginile răului și imaginile frumosului. Sunt două cărți de Umberto Eco în care face un așa, o vol d'oiseau prin culturile lumii și citesc și cărțile acestea. Cam asta e. Citesc. Eu acum citesc foarte mult. Citesc foarte mult și nici nu pot să dorm noaptea până nu citesc puțin. Eu nu mă uit la televizor, citesc. Că știți cum e? Cum ar fi pe bune? Ești profesor și când te duci acasă, deschizi telefonul și televizor și vezi colegii de cancelarie. Sau ești medic, te duci acasă și vezi colegii de la secție și de secția medicală. Nu, așa și eu. Mă duc afară, de acasă, deschid televizorul și îmi văd colegii de serviciu. Nu, mai vine și citesc o carte. Da. Lumea lui Umberto Eco este o lume absolut fantastică. Tot timpul ar trebui să revenim la cele două volume și, de ce nu, și la ultimul despre Lumea Giganților, care este o carte absolut fabuloasă, apărută și în traducere în România la sfârșitul anului, pe la mijlocul anului trecut, cred. V-am întrebat asta pentru că
aș vrea să trecem la sesiunea de autografe, nu înainte de a vi se dărui o carte cu autograf, de către cel care de foarte mulți ani caută și găsește în lumea de dincolo de lume, adevăruri pe care le scoate la suprafață, pe care ne dăruiește cu o generozitate extraordinară. E un om care a trudit mult în spațiul marii literaturi persane, a tradus foarte mult, i-a tradus toată opera lui Sadeh Hedayat, un autor fabulos. Dacă nu ați avut ocazia să îl citiți, o să aveți acum ocazia să o faceți. Sigur, a avut o traducere extraordinară a rubaiatelor lui Omar Khayyam, o carte fascinantă. A fost printre cărțile care trebuiau premiate de Uniunea Scriitorilor din România. Din păcate, atunci premiul s-a dus către o altă traducere. Din păcate spun, pentru că traducerea aia era făcută din traduceri și ceea ce face Gogu Iorga aici la Bacău face direct din limba persană. Este unul dintre puținii care a mai rămas în spațiul nostru cultural care face acest exercițiu. Lucrează și la Divanul acum, să vedem, a spus că lucrează de vreo 10 ani. Și două carte în șapte în limba persană. Da. Și sper că să o termine mai repede ca să avem și noi bucuria de a o avea în mână, de a avea în mână această carte. Este vorba de femeia care și-a pierdut bărbatul. Eu am imaginat și un spectacol după această carte. A fost făcut la Teatrul Municipal Bacovia cu un tip extraordinar adus direct din Iran, care cântă la instrumente tradiționale și, bineînțeles, cu o dansatoare de excepție, Bianca Bor. Este o carte fabuloasă, o să vă placă foarte mult, sunt sigur de lucrul ăsta. O să-l rog pe Gheorghe Iorga să vă o înmâneze, timp în care eu vă spun, vă mulțumesc că sunteți, că existați, Dumnezeu să binecuvânteze România!